Bine, v-am găsit la horoscopul de luni, 27 noiembrie. Înainte de orice, trebuie să vă aduc aminte că există un horoscop al săptămânii pe rol, apărut încă de sâmbătă. Foarte posibil să apară într-una din aceste zile și câteva, nu știu, una, două, patru, veți vedea horoscoape ale lunii decembrie, dar cel mai probabil există, zic cel mai probabil pentru că e pe agenda de lucru, dar încă nu este realizat în momentul când fac acest film, dar cel mai probabil a apărut și astrodrama lunii decembrie, adică o analiză generală a configurației astrale a lunii care urmează. Apropo, vreau să vă mulțumesc pentru fluxul de comentarii și de mesaje și de urări pe care mi le-ați transmis zile trecute, când a fost ziua mea, într-adevăr, a fost ziua mea pe 24 și tot acum în luna noiembrie, eu ca astrolog am adunat 24 de ani de activitate pe internet, cam de atunci, din 99 toamna, înainte de era noastră, era să spun, în secolul trecut, mileniu trecut, am început în domeniul ăsta și iată, am ajuns la 24 de ani. Sunt tinerică. Mai am mult până ies la pensie din domeniu. E și dacă tot am ajuns la 24 de ani de activitate, cred că e timpul să transmit și eu mai departe ceva din ceea ce știu. Ce drept la nivel mic de inițiere, pentru că mulți poate vreți să începeți de undeva și am făcut acea invitație de curs online, pe Zoom, cel mai probabil pe Zoom, încă nu am pregătit logistica, încă mai fac teste, încă nu-mi iese, nu știu cum să mă descurc. Este prima mea transmisie pe Zoom și ca atare trebuie să iasă ca la carte. Fiți siguri, vă voi anunța. Până una alta, vedeți că sunt niște anunțuri pe tema asta în secțiunea comunitate din canalul de YouTube. Dacă vă uitați pe bara de sus a primului, pe prima pagină veți vedea secțiunea videoclipuri, playlist-uri și așa mai departe și undeva scrie și comunitate, acolo apare tot ce este nou sau dacă sunteți abonați și ați pus și click pe clopoțel, veți primi atenționările, anunțurile și așa mai departe. Asta înseamnă a fi abonat, a fi la curent cu ce apare. Iar momentul când va porni acest curs, eu îi zic mini curs, dar cine știe, poate doar un început, momentul va fi clar anunțat în această comunitate și evident voi face anunțul și aici în introducerea horoscopelor zilnice, săptămânale și așa mai departe. Nu știu când, cel mai probabil așa mi-am setat eu ca intenție ziua de lună nouă din Săgetător și ca atare până atunci mai sunt vreo două săptămâni, pentru că azi avem lună plină, deci iată, am intrat și în evenimentul zilei de azi, dar nu înainte să urmăriți tot ce a mai apărut, că sunt multe noutăți deja despre luna decembrie. Clar, 27 noiembrie, undeva în jurul orei 11 și așa 20 dimineața, va avea loc faza de lună plină, la grad exact, pe gradul 4-5 al zodiei, al zodiilor, Săgetător versus Gemeni, pentru că o lună plină asta înseamnă o opoziție între soare și lună. Nu mai avem eclipse, nu mai avem nimic, acum o lună am avut eclipsă de lună într-un astfel de moment, dar acum e o lună plină, dar nu oarecare. Aș fi spus că e oarecare, dar nu este oarecare, așa cum nici luna nouă de acum două săptămâni n-a fost oarecare. Țineți minte că luna nouă de acum două săptămâni a fost sub tirul astral al lui Marte și al lui Uranus. Marte era lângă Soare și Lună și în partea diametral opusă era Uranus. E, nici acum n-am scăpat de Marte, pentru că Marte este în continuare în conjuncție cu Soarele și e în îmbrățișare și acum, deci după două săptămâni, el încă stă acolo lipit de Soare și undeva la 90 de grade în Pești este și Saturn, formând acea quadratură de care vă tot zic de câteva zile, quadratura dintre Marte și Saturn, Soare și Saturn și acum mai vine și quadratura cu Luna și Saturn, Saturn stând așa ca un supraveghetor la mijloc, așa parcă scanează traficul și ce se întâmplă în Săgetător și ce se întâmplă în Gemeni, acolo unde este Luna. E fiind o lună plină în Gemeni, clar, este un moment în care trebuie să ne gândim, să ne gândim. E un moment în care să ne punem mintea la contribuție. Tocmai de aia m-am și gândit la acest curs, că trebuie să-mi pun și eu mintea la contribuție și poate și capacitatea de comunicare de a transmite mai departe informație. Fiți atenți ce informații vin către voi.
S-ar putea să vină niște informații, pentru că este Marte implicat prin conjuncție, că este Saturn implicat prin două quadrature, așa parcă el ține în frâu cele trei planete, și Soarele și pe Marte și Luna. Într-un astfel de moment s-ar putea să vină niște informații cu rol de stop, de a nu face ceva. Bun, unii o să considerăm că sunt piedici, că sunt ghinioane, că vai nu-mi iese, nu știu ce lucru, dar de fapt este o atenționare să deschidem bine ochii și să nu facem ceva. Luna în Gemeni poate avea sentimentul ăla de dualitate și poate asta urmează să descoperim. Că ceva care până acum ne-a luat ochii, ne-a zăpăcit, ne-a interesat, ne-a atras, ne-a chemat, are și a doua față și care s-ar putea să nu ne placă. Energia de geme de multe ori, da, este duală, cum spuneam, dar poate fi și ușor fățarnică, dar poate fi și ușor amăgitoare, mincinoasă, cu atât mai mult că și Saturn acolo în Pești tot cu iluzia lucrează și nu mai spun de planetele din Săgerător care lucrează cu adevărul. De aia să fiți prudenți în ceea ce ascultați, auziți, credeți, pot veni promisiuni, informații, mamă, declarații, tranzacții, tot felul de lucruri și care pot ascunde ceva. Căutați ce se ascunde. Nu înseamnă că nu se întâmplă lucrul respectiv, dar poate ar fi bine să plecați foarte bine urechea la alte surse de informații decât de la cel care vă transmite ceva. Să nu fie o mască, să nu fie un mincinos, să nu urmărească ceva, să nu fie un manipulator, există multă manipulare în aer și deci trebuie să vă informați extrem de bine. Poate fi și un moment de a semna un act, de a cumpăra ceva, de a încheia o tranzacție, de a bate palma pentru o înțelegere cu cineva, dar Saturn ăsta ne atenționează. Ai grijă, fii precaut, fii prudent, nu întinde coarda, nu exagera în anumite privințe, nu te grăbi. Este un Marte acolo, Marte în Săgerător ar putea să fie un pic cam impulsiv. Deci poate tocmai asta zice Saturn, stai, mai gândește-te. Da, poate e și ceva din povestea asta, da? Mai află, mai informează-te, mai caută din alte surse, caută să fie adevărul gol-goluț în povestea respectivă. Cine știe ce descoperim, că de fapt o lună plină e un maximum la care putem ajunge, mai mult de atât nu se poate. Ne putem gândi la ultimele 6 luni din viața noastră, pentru că acum 6 luni a avut loc faza de luna nouă în Gemeni și cine știe, luna plină în Gemeni arată ceva din ceea ce s-a fi întâmplat acum 6 luni. Și am pornit ceva atunci, să vedem dacă ce am pornit atunci era valabil, viabil, adevărat, bun, pur, curat, că dacă am investit inutil resurse, abia acum am putea să descoperim ce a ieșit din toată povestea. Clar că este o lună plină, nu e moment de intenții, nu e moment de dorințe, e un moment de culegere de roade. Ajungem la un capăt, la un final. Unii ajung la finalul unui curs, unii la finalul unui proiect, unii la finalul unei relații, unii la finalul unei analize, tot a stat și ați pitrocit o problemă, să o fac, să nu o fac, e bine, nu e bine, poate, a venit vremea să decideți și în unele cazuri, cum își bagă coada Saturn, s-ar putea să fie un abandon, un refuz, un nu fac lucrul ăsta, pentru că am stat, m-am gândit și mi-am dat seama că nu e bine, nu e corect, nu e just, nu e legal, nu e în regulă, nu e în siguranță ceea ce vreau eu să decid sau să fac. Țineți cont de avertismente, mai ales de acest feeling de nu-i momentul, nu acum, nu e calea, nu-s resursele, ceva nu e bine, ceva e putred în Danemarca, cum se spune. Deci să căutați să nu fim păcăliți de niște aparențe, de niște vorbe mari, s-ar putea să se spună multe vorbe mari sub influența unei luni pline în Gemeni, care pe comunicare pune preț. Dar o lună plină în Gemeni poate fi și așa, amăgitoare, iluzorie. Poate cineva face promisiuni în care crede, dar poate n-ar fi bine să le credem noi, că s-ar putea să nu se materializeze mai devreme sau mai târziu. Ăsta este evenimentul acestei zile. Am vorbit despre luna plină și în horoscopul săptămânii pendelete. Ba, chiar cred că și prin horoscoapele lunii noiembrie am vorbit, nu de decembrie vorbim de data asta, decembrie urmează, nu mă întrebați când o să apară zodiile voastre, apar toate, știți foarte bine, până joi seara pe 30, toate horoscoapele lunii decembrie vor fi pe acest canal de YouTube,
De aceea dați un click pe abonați-te și pe clopoțel ca să fiți anunțați când apare ceea ce vă interesează. Că finalul de an va fi plin, de pe acum vă spun, va fi plin de informații, horoscoapele zilnice știți foarte bine, apar în fiecare zi, horoscoapele săptămânale în fiecare sâmbătă, pentru săptămâna următoare, în preajma lunii noi sau lunii pline sau altui eveniment, încă nu știu, în luna decembrie va apărea și o mega etalare în cărți de tarot și cărți oracol numită Oracol Scop. Și vreau să mai fac și o grămadă de analize, poate una, două, încă nu m-am hotărât, legate de anul 2024 deja. Clar că vine și momentul ăla, dar de asta mă voi ocupa în decembrie, ca să nu mai vorbesc că tot în decembrie, probabil undeva așa între Crăciun și anul nou, de pe acum vă spun, vor apărea horoscoapele anului 2024. Da, știu, o să-mi spuneți că alți astrologi deja le-au publicat. Eu atunci le-am programat în fiecare an să fie un fel de dar de sărbător, ca să aveți timp la Salata Beof și la Sarmale să vedeți horoscopul Acvarie, că pe celelalte deja le-ați văzut de la colegii de breaslă. Cam atât, vă invit jos în descriere să căutați minutul și secundă de unde începe zodia care vă interesează, zodia natală, zodia ascendentă, zodia imediat următoare cele ascendente în unele cazuri și hai să vedem o lună plină pe unde își va lăsa amprenta într-o zi de luni. O zi bună să aveți, mai ceva ca în horoscop. Pe voi, berbeci, vă roade curiozitatea foarte tare în perioada asta. Aveți o dorință fantastică de cunoaștere. Din tot felul de domenii, unii puteți fi foarte atrași de zona spirituală a vieții. Puneți mâna pe o carte, vedeți un documentar, un film pe internet, auziți pe cineva vorbind despre lucruri, vine să spun sfinte, dar nu e obligatoriu să fie vorba de religie. Spiritualitatea e foarte largă, poate fi vorba de orice, de instrumente de explorare spirituală, de dezvoltare personală. Nu e exclus să fiți, cine știe, poate printre cei care veți dori să urmați cursul meu de inițiere în astrologie, cam pe acolo funcționează curiozitatea voastră. Vă incită ceva, vă suscită interesul ceva, cineva vă vorbește despre un domeniu și tare interesant mi se pare, măi, simt că rezonez cu domeniul ăsta, feng shui, numerologie, filozofie, credință, religie, evident, limbi străine, deci poate fi vorba de o aviditate de a ști mai mult decât înainte. De a ști ceva ce până acum v-a fost interzis într-un fel, sau poate nici măcar nu știați că există domeniul ăla până acum. E un profil, să zicem așa, un subiect, hai, poate nu este un domeniu, este un subiect de care n-ați mai auzit până acum și tocmai de-aia vă suscită atât de mult interesul. Sunteți un pic luat prin surprindere. Hopa, ce, despre ce vorbești tu aici? Nu știu, despre terapii, despre vindecări, despre cristale, ceva ce abia acum descoperiți, dar vi se pare fascinant, interesant, intrigant, misterios, de aia este multă curiozitate. Foarte probabil să aveți în față un om care vă vorbește despre domeniul ăla cu un talent colosal și vă convinge, vă atrage, vă influențează și pe voi, vă molipsește și pe voi de interes față de acel subiect, încât nu e exclus pentru unii o astfel de discuție să fie un punct de plecare către aprofundarea acestui domeniu. E inițierea într-un domeniu, dar în perioada imediat următoare, cine știe, veți dori mai mult, vă înscrieți la un curs, vă mai duceți la conferințe, vă luați 30 de cărți, devorați tot ce este legat de domeniul respectiv, că e fascinant, intrați în mrejele acestui om care vă vorbește, care poate deveni un mentor sau măcar un model demn de urmat, dar intrați în mrejele subiectului. Mamă, ce incitant! Poate fi vorba de orice, deci nu-i musai de spiritualitate la urma urmei, dar e într-o zonă metaforică, simbolică, abstractă, literatură poate să fie, filozofie poate să fie, geografie, domenii pe care, psihologie, orice, paranormal și care, mamă, ce interes vă declanșează în voi.
încât pentru unii, o mică parte, cei drept, pentru unii, cei care vor aprofunda, cei care vor merge dincolo de suprafață, vor intra în adâncurile acestui domeniu, unii ați putea face chiar carieră în domeniul respectiv. Taurii, luna asta plină este pe o axă a valorii pentru voi, a banilor, și care vă obligă să luptați un pic pentru ce vi se cuvine, fie că e vorba de bani, fie că e vorba de recunoaștere, în care, da, vreți ca cineva să zică despre voi, da, domne, ești bun. Parcă așteptați nota la un examen, metaforic vorbind, așteptați nota de la o evaluare. Ori ați trecut printr-un examen de viață și parcă vă uitați așa spre cer, bun, și acum ce primesc, Doamne? Ori e efectiv un eveniment în care trebuie să luptați pentru imaginea voastră, valoarea voastră, drepturile voastre, libertățile voastre. Aveți în fața voastră niște oameni care vă cam taie elanul, care cam spun nu la tot ceea ce vreți voi să faceți. Controverse, da, dispute, mici conflicte, poate chiar rivalități de-a dreptul, dar vă place totuși acest lucru. Ceva vă spune că ați putea fi cel mai bun în domeniul respectiv și tocmai de-aia nu vă lăsați dominat de agresivitatea poate chiar a celui de lângă voi. Există o doză de agresivitate care plutește în aer. Hai, poate nu agresivitate, cât impulsivitate. Cineva ridică tonul, cineva vorbește tare, cineva vrea să domine pe toată lumea și vă nimeriți voi în acest mediu mai tensionat. Da, cineva se crede foarte puternic într-un astfel de moment, dar nici cu voi nu vă e rușine. Și voi sunteți foarte activat. Ați avut 3 planete până ieri în ograda voastră, că a trecut și luna pe acolo, rămân cele 2 planete, încât vă simțiți în stare să faceți față chiar și la o confruntare de forță cu cel mai tare din parcare. Nu vă sperie. Poate altă dată vă intimida, vă faceți un pas în spate, îi recunoșteați celuilalt superioritatea, dar de data asta simțiți că, măi, eu am ceva. Eu am ceva ce celălalt nu are. Și de aia trebuie să vă luptați pentru supremație, pentru ultimul cuvânt, pentru ce este al vostru. Parcă așteptați momentul. Uneori, da, a stat în banca voastră, ziceați, nu e momentul să mă ridic, nu e momentul să spun ce gândesc, nu e momentul că, uite, altul e mai gălăgios, e mai sonor, se arată mai tare. Dar de data asta vă simțiți suficient de bine pregătit încât să vă ridicați și să spuneți ceva ce cine știe câtă vreme ați înăbușit și n-ați povestit nimănui. Gemenii, este luna plină la voi în ogradă, luna plină a gemenilor, clar că lumina cade pe voi altfel. Dar poate nu așa cum ar trebui. Ar trebui să fiți foarte vizibili, ar trebui să fiți foarte mândri de voi, dacă n-ar fi această lună plină în tirul și a lui Saturn și a lui Marte. Este șansa unei afirmări, să zicem așa, puteți trece printr-un moment în care puteți da din coate, puteți să spuneți ce aveți de spus, să câștigați, dar totodată este o luptă grea. Ori aveți un rival foarte puternic, vă luptați cu cineva poate chiar mai grozav decât voi, ori vă aflați într-un mediu în care e foarte greu să vă arătați valoarea. Exemplu, cântați, vă place să cântați. Și vă luptați de ani de zile să intrați în lumea artiștilor. Poate veni o astfel de șansă să cântați pe mare scenă. Vă duceți la Vocea României, unde vă luptați cu cei mai tari și mai aveți și un juriu în față care stă cu ochii pe voi. Vă simțiți în stare, aveți luna lângă voi, am să cânt și am să întorc scaunele și o să primesc aplauze. Dar fiind un domeniu, fiind o lume în care se intră atât de greu, și nu mă refer la mișmașuri sau ceva de genul, este o lume plină de artiști, e greu să fii number one ca să întoarceți practic toate scaunele și să fiți remarcat. Treceți prin momentul ăla. Unii veți reuși, alții nu veți reuși să vă remarcați. Unii veți rămâne în umbră, alții o să suferiți sentimentul ăla că măi, am ratat o șansă. Am muncit, am făcut tot ce mi-a stat în putință. E ca atunci când te duci la un concurs de un interviu de angajare la o facultate,
unde sunt câteva locuri, iar pe acele locuri sunt 7, 10, 20 de concurenți. Unul va câștiga un loc. Chiar dacă sunt 100 de locuri, dacă sunt 20 de concurenți pe un loc, unul câștigă, 19 sunt trimiși acasă. De aia veți da tot ce stă în putere să fie locul vostru. Și unii da, unii veți reuși. Că este un moment în care Saturn ăla vă ajută, chiar dacă vă mai pune bețe în roate prin această serie multiple de quadraturi și slavă Domnului că se termină foarte curând pe parcursul săptămânii, nu o să mai fie quadraturile, așa suntem pe ultima 100 de metri, totuși e, pentru unii este o șansă. Și de aia unii parcă vă autodepășiți, faceți orice, vă dați rivale la o parte, zicând, măi, dacă șansa asta o ratez, cine știe? Și, da, cine știe, poate veți fi printre cei, dintre cei 20 care concurează pentru un job, un post, un loc la o facultate, metaforic vorbind, dar e un premiu pus în joc, poate veți fi alesul. Racul, o lună plină întotdeauna rezonează foarte tare, iar luna viitoare, pe vremea asta, luna plină va fi în ograda voastră. Practic, finalul de an o să vină cu o lună plină în rac, dar nu despre asta vorbim acum. O lună plină este aducătoare de multă intuiție, de multă clarviziune, poate chiar. Încât voi veți primi niște informații din jurul vostru care o să vă pună serios pe gânduri și o să vă îndemne să puneți punct la un capitol din viața voastră. Unii să terminați o școală, unii să abandonați un drum profesional, alții să schimbați jobul, alții să căutați alte căi, poate în strânsă legătură cu jobul, meseria, profesia voastră. Acolo se pot întâmpla multe, pentru că de fapt este o axă strâns legată de locul de muncă, iar Saturn și el se ocupă de carieră și este într-un sector al studiului. Unii aveți revelația de a vă apuca de un curs sau hai, de un studiu, nu neapărat de un curs, de a studia ceva nou. Că ceva vă spune că ce ați făcut până acum e bun, da, ați ajuns unde ați ajuns. Dar există și altceva. În perspectivă, nu azi, nu mâine. Încât s-ar putea voi să doar să aruncați în univers dorința. Mi-aș dori să învăț cu tare domeniu. Visez de ani de zile să devin psiholog. Și eu sunt croitor. Ce fac în direcția asta? Trebuie să mă upgradez? Trebuie să găsesc căile să-mi îndeplinesc visul ăla? Deci clar că este un nivel superior față de cel pe care ați fost înainte, de a deveni specialist într-un domeniu, de a vă califica într-un domeniu, de a vă recalifica într-un domeniu, că poate erați deja, și de aia s-ar putea să primiți chiar și o îndrumare, chiar o propunere, chiar un pont. Vine cineva și vă aruncă o vorbă despre un domeniu. Poate chiar mergeți la un curs, la o conferință, la un seminar și acolo vi se prinde un beculeț. Deocamdată sub formă de gând, de intuiție, de dilemă, de curiozitate. Măi, ce domeniul ăsta? De ce mă atrage? De ce mă interesează? Și unii, cine știe, vă apucați de acest domeniu. Care, mai devreme sau mai târziu, s-ar putea să vă schimbe calea profesională. De ce nu? Toată energia asta de săgetător, care în cazul vostru este în sectorul locului de muncă, pentru unii chiar se cutremură un pic, nu stabilitatea, durabilitatea acestui loc de muncă. Parcă vă puneți întrebarea, mă văd peste 2-3 ani, peste, da, hai mai încolo, poate nu imediat, mă văd peste 3 ani făcând meseria de acum, nu jobul, locul de muncă, chiar meseria, însăși profesia, mă văd făcând croitorie peste 3 ani, măi, eu am alt vis, am alt scop, care, da, nu mi-a fost accesibil până acum, poate nici acum nu mi-este accesibil, că totuși Saturn formează niște quadraturi, dar vă împinge ceva, pentru unii poate chiar misiune personală. Mai mult decât atât, chiar prin zona carierei trece nodul nord de ceva vreme și mai stau un an de zile, încât pentru unii acum se întâmplă acest lucru, pentru alții peste un an. Și vine întrebarea aia,
Bun, și acum încotro. Rămân în domeniul ăsta, care da, mi oferă o anumită stabilitate sau caut o ușă pe care să urc la nivelul următor. Nu o ușă, o scară. Ușa probabil e acolo, dar urcați scara sau nu urcați scara? Dar nu e ușor, așa este. Vi se cer niște resurse, vi se cere investiție de timp, e de durată această schimbare de perspectivă și pentru unii merită efortul. Pentru voi lei s-ar putea să se nască așa un eveniment așa cu ies festiv, o sărbătoare, o petrecere, o recepție, o distracție, o aventură. Vă întâlniți cu niște oameni cu care s-ar putea să fiți pe aceeași lungime de undă, echipa de fotbal, cenaclul literar, prietenii. Sunteți legați în jurul unui domeniu comun. Vă plac aceleași lucruri, sunteți pe aceeași frecvență. Dar totuși, parcă își bagă cineva coada de data asta în grupul ăsta. Cineva care tensionează atmosfera, răcește atmosfera, parcă sunteți străini, deși vă știți poate de ani de zile și frecventați aceleași locuri și vă plac aceleași lucruri, a apărut ceva, o scindare, o ruptură, o răceară. Poate sunteți aceiași dintotdeauna, dar unul dintre cei prezenți, parcă nu mai e prezent acolo realmente, e cum în altă parte, e o schimbare de vibrație ce se întâmplă acolo. Se întâmplă, din păcate. Poate chiar voi ați schimbat vibrația. Schimbarea de vibrație este atunci când, da, oamenii cresc, trece timpul, stau alături, dar la un moment dat se află respectivele persoane în niște intersecții. Unii o iau pe frecvența A, care e acolo undeva, ok, alții pe frecvența B, alții pe frecvență C, pe diverse paliere de frecvențe, vibrații și așa mai departe, la nivel universal. Unii au rămas în zona amuzantă, distractivă, hai să bem o bere, hai să ieșim la un film, alții, hai să facem călătorii spirituale, hai să plecăm în pelerinaj, alții și mai și. Și s-ar putea să vă treziți așa, poate un grup mai mare de persoane, nu e vorba de un la unul, gen doi prieteni sau un cuplu sau într-o relație, poate fi vorba și de iubire aici, poate chiar un grup mai larg, în care oamenii ăștia parcă dintr-o dată se trezesc în fața unui subiect și văd că n-au ce își spune. E șocant, e o revelație, e un moment de la când deschizi ochii, în care cineva din grupul ăsta, și repet, poate sunteți voi acela, începe să-și pună întrebarea aia, dar ce caut eu aici? Cine sunt ăștia? Cine sunt eu vis-a-vis de ei? Și nu e exclus unii să căutați portița de ieșire din acest mediu pe care înainte îl frecventați fără probleme. Dintr-o dată vi se par superficial, dintr-o dată vi se par străini, de ce? Pentru că s-au rupt frecvențele astea, unii pe o frecvență, altul pe altă frecvență și nu mai aveți punctele alea tangente în care vă plăcea să pierdeți vremea împreună. Începe să nu vă mai pierdeți vremea cu ei, asta este. Sau da, vă mai pierdeți încă vremea, dar chiar asta spuneți, măi, îmi pierd vremea cu ei. Petreceți vremea cu ei, dar vă dați seama că pierdeți vremea cu ei. În timpul ăsta spuneți, aș putea să citesc o carte, în timpul ăsta m-aș putea duce la nu știu unde. Lucruri de alea de o vibrație mai înaltă. Sau poate celălalt e pe vibrația aia mai înaltă și voi nu mai rezonați. Măi, ce îmi vorbești tu mie despre paranormal și despre lucruri care pe mine nu mă interesează? Pentru că poate n-ați ajuns voi pe vibrația respectivă. E când oameni de vibrații diferite se întâlnesc, vine și un moment de ăsta în care își dau seama că nu mai au ce face împreună și se înstrăinează. Și poate și pentru voi a venit un astfel de moment să părăsiți un mediu sau să fiți părăsit de niște persoane cu care nu mai rezonați. Da, poate atât v-a fost. Fecioara, vă preocupă o luna asta plină, mă rog, la voi este într-un sector foarte înalt, în zona carierei, la urma urmei, încât există un mare scop, ideal, vis, un apogeu, un vârf, o țintă foarte mare pentru voi.
dar ce greu e de atins. E Everestul. Până acum ați urcat voi, ba Moldoveanu, ba Mont Blancu, ba alte așa, 2000 de metri, 3000 de metri, dar nu v-a dus la Everest. Pe când voi vă setați Everestul. Aveți ceva experiență, așa cum spuneam, în a cuceri astfel de vârfuri, dar nu chiar atât de wow. E poate peste puterile voastre, e o mare aventură, o mare provocare, dar și ce povară este. E un Saturn acolo care își bagă coada și Saturn parcă mai tare îngreuiază ascensiunea aia ce vreți voi să faceți. Încât vi se cere un efort mult mai mare. Dacă n-ar fi fost Saturn, aș fi spus, wow, porniți, victoria vă aparține. Poate să vă aparțină victoria, dar poate dura foarte mult, poate fi un consum energetic colosal, poate fi efort enorm. Vă trebuie resurse multiple. Și tocmai de aia, probabil, unii sunteți în momentul ăla de avânt. Sunteți precum un copil de la care se aruncă într-o aventură, ajung pe Everest, dar nu are chiar toate lucrurile necesare în rucsac. Și normal că pe parcurs o să-și dea seama că n-are oxigen, că n-are cortul care trebuie, că n-are rucsac, că n-are o grămadă de lucruri. Și de aia vă spune Saturn, copile, poți să ajungi pe Everest într-o zi, dar nu te avânta. Ia-o încet, mai învață, mai fă niște pași, acceptă-ți niște limite, acceptă niște lipsuri, umple-le, învață. Și într-o zi, clar, Everestul poate fi al tău. Deci scopul ăla vi se arată, uite-l, e acolo. Dar nu e și calea încă gata până acolo. E așa o cărăruie, dar cărăruia asta trebuie bătătorită. Trebuie să învățați, trebuie să învățați, trebuie să învățați și trebuie să învățați. Săgetător, energia săgetător versus gemen este studiu, este învățare, este acumulare, experiență, da, înseamnă experiență, inclusiv Saturn este un element de experiență. Ceva vă spune, creează suficientă experiență, fă-ți o bază în ceea ce vrei tu să atingi, că poți, dar conștient că ești încă un copil. Până o să ajungi specialist în domeniul ăsta și vârful va fi cucerit de tine ca specialist, nu ca pușt plin de avânt, totuși mai e mult de învățat. Balanța. Posibil să aveți niște discuții foarte plăcute cu niște persoane dragi, cu prietenii, cu familia, în care vă simțiți un pic în centrul atenției. Vi se acordă multă atenție, da, cu Venus la voi în ogradă, sigur că sunteți foarte vizibili, foarte frumoși, foarte atractivi în ochii multora, încât poate fi și o perioadă de cuceriri de natură sentimentală. Sunteți interesant, incitant, sexy în ochii multora. Încât cineva s-ar putea să-și propună, să-și seteze ca intenție în perioada imediat următoare să vă cucerească cu orice preț. Dacă îmi zic cu orice preț, se poate folosi de toate tertipurile de rigoare. Poate nu e neapărat o cucerire sentimentală, dar parcă vrea să vă prindă în ghiare această persoană. Poate vrea să vă aducă în echipa sa, poate vrea să vă aducă în palmaresul său de succese, nu știu, vrea ceva de la voi, că sunteți foarte interesant, de parcă vrea să-și asocieze numele reușita de voi. Poate fi și iubire, evident. Vrea să vă cucerească cu orice preț, dar din păcate se poate folosi și de mișmașuri, minciunele, joc la dublu, că totuși este o lună plină într-un sector mincinos oarecum. De aia nu trebuie să credeți tot ce auziți. Da, s-ar putea să vă măgulească, să vă atingă la coada sensibilă, la ego, la wow, la frumusețe. Asta și urmărește respectivul. Parcă vrea să vă angajeze. Da, voi sunteți o somitate și vrea să vă angajeze în echipa sa de lucru. Ca apoi să se folosească de beneficiile voastre, evident. De aia trebuie să fiți foarte precaut la
promisiunile astea care s-ar putea să vi se facă, la declarații, la complimente, la urări, la felicitări, o grămadă de vorbe minunate pot veni, care sigur că vă pot face plăcere, dar poate nu sunt chiar atât de benefice vouă. Altcineva are de câștigat. Vouă doar vă măgulesc ego-ul, vouă doar vă măgulesc mândria. Celălalt ar putea obține ceva din asocierea cu voi, din angajarea voastră, din prezența voastră, din intrarea voastră în viața lui la un moment dat. Și poate că nu e chiar în beneficiul vostru, deci. Scorpionul e o luptă de putere în jurul vostru. Simțiți că e acolo o măsurare de forțe, care e cel mai tare și care e cel mai grozav în orice plan, și parcă inclusiv în plan sentimental se dă lupta asta. Parcă trebuie să vă luptați cu un rival, pentru inima cuiva. Dacă nu pentru inima, pentru atenția cuiva, pentru o poziție, pentru o sumă de bani, pentru câștig, pentru un premiu. Este un premiu pus în joc. Și când e un premiu pus în joc, clar că vă puneți și voi tot ambiție la treabă. De-a drept o ambiție. Aveți o încrâncenare aproape pentru a obține lucrul ăla. Probabil vă doriți foarte mult, încât veți începe să vă folosiți de toate metodele. Inclusiv de manipulare, inclusiv de seducție, inclusiv de minciunele, inclusiv de intimidare, orice, pentru că este pus în joc o miză foarte mare. Cum am zis, inima cuiva, o funcție, un sentiment de putere, de supremație. Sunt cel mai tare, am câștigat, sunt pe vârf. Și de aia veți trage tare pentru acest succes. Și unii îl puteți obține. S-ar putea să fiți foarte impunător în fața adversarului. Poate nici el nu se lasă. Cine știe de când este această concurență, că la câtă energie de concurență și de competiție a fost în ultima perioadă, poate voi deja sunteți în această confruntare. Dar se cam apropie momentul ăla de lovitură de grație, de momentul când o să-l îngenunchiați pe rival, prin ceva al vostru. Parcă îl vedeți că bate în retragere, parcă îl vedeți că se retrage într-un colț și își linge rănile. Deci sunteți favorizat, sunteți susținut să vă arătați valoarea intimidându-l. Vă împăunați așa, parcă păreți mai mare decât sunteți în realitate, și asta pe cineva îl va reduce la tăcere și probabil se va retrage în banca lui, lăsându-vă pe voi în lumină la înaintare. Pentru voi săgetători este un moment important, pentru că este luna plină a săgetătorului, adică soarele se află la voinovradă și luna în punctul diametral opus. Este un final de capitol pentru voi. Probabil de mult ați tot sperat să puneți punct la ceva, da? Din diverse motive, n-aveați puterea, n-a venit momentul, nu v-ați putut debarasa de ceva ca să închideți acel lucru din trecut. Dar acum sunteți foarte hotărâți să puneți punct, am închis dosarul și nu mă mai uit înapoi. Plecați de undeva, se termină un contract, o colaborare, o înțelegere, o situație, o relație, ce-o fi fost, se încheie o etapă a vieții voastre. Poate nu în termenii cei mai fericiți, există și un dram de efort acolo, de oboseală, de apăsare, o povară sufletească, pentru că unii poate nu vreți să se termine lucrul ăsta, dar gata, pe când alții abia aștepta să se termine, dar nu se mai termina odată. Și iată că a venit momentul. Sigur că este și o decizie pe care o luați. Totuși e un Marte implicat acolo. Marte vă spune, fă lucrul ăsta, nu mai tergiversa, nu mai amâna. A cam venit timpul. Tot ați amânat, din diverse motive, așa cum spuneam. Da, mai stau un pic, că poate. Da, dacă renaște chestia asta, da, dacă n-a murit chestia asta, da, dacă era o teamă de a părăsi odată pentru totdeauna acel loc. Dar acel loc poate fi de fapt un capitol al vieții voastre. Să plecați dintr-o casă, că totuși mai era ceva acolo. Să plecați dintr-o familie, să plecați dintr-o țară, să terminați cu ceva. Și vă
cere această configurație, poate nu neapărat acum, cine știe, poate va fi o perioadă lungă de timp, de exemplu până la luna nouă, de peste două săptămâni, care va avea loc la voi în zodie, poate până atunci o să se închidă capitolul ăsta. E așa o închidere lentă. Nu puteți să spuneți punct azi. Deși cu Marte acolo există și o mare doză de grabă, impulsivitate, dar și Saturn care pune frâne. Așa o combinație. Ceva vă spune acum, altceva vă spune mai stai un pic. Și probabil din voință proprie veți încheia acest capitol. De ce? Pentru că aveți alt plan, aveți alte gânduri, aveți ceva a pune ca să răsară în altă parte. Cam asta este. Plec de aici că vreau să mă mut dincolo. Închei povestea asta că vreau să încep alta curând în partea cealaltă. Și probabil aveți planuri mărețe de ce vă descotorosiți voi acum. Nu mai are nimic de oferit. E obositor, e o amintire, e o greutate acolo și de aia vreți să-i puneți punct odată pentru totdeauna. Și asta vi se cere un efort să faceți ultimele retușuri și să închideți. Nu ajunge să spuneți stop. E un stop după care vine și un efort până când vedeți că motoarele alea încetul cu încetul așa intră pe relantie și după aceea tac de binele. Capricornul o să fie un moment de clarificare a unei situații pe care tot o duce după voi de ceva vreme. Parcă vi se cere așa un dram de curaj de a spune ultimul cuvânt într-o situație. Ori voi ați amânat foarte mult un lucru, ori s-au amânat lucrurile foarte tare și tot se prelungea o situație. Și ceva vă spune, mai nu mai pot. E un consum inutil de resurse, de timp, de energie în ceva care nu mai are nimic de oferit. O relație, a murit de mult, o afacere, nu mai vine profit, o activitate, nu se mai întâmplă nimic. Și de aceea ceva vă insuflă curajul ăsta de a încheia odată, de a spune stop odată. Adio, stop, la revedere, punct. Dar e nevoie de cuvântul ăla și e foarte greu să-l formați pe buze. Parcă-i povară. De ce e greu? Pentru că vă dați seama că are iz definitiv. S-ar putea să nu mai puteți schimba. Odată spus, ori există riscul să-l spuneți ușor agresiv, la nerv, la furie, la nu mai pot, la umblerea paharului, ori vă e teamă că dacă odată spus nimic nu-l mai poate întoarce din drum. Dacă e adio, adio rămâne. Probabil e un final de etapă. Luna plină de obicei aduce capătul unor eforturi. Dar pe de altă parte simțiți că trebuie să o faceți, că e o eliberare acolo, că e o descătușare, că nu mai stați blocat într-o zonă. Era un moment care știați că va veni. Și ziceți acum, ce să-l mai amân? Ce să-l mai duc cu vorba? Hai să semnez, hai să vând, hai să spun, hai să plec, hai să refuz, hai să accept ce-o fi acolo. Și vă luați inima în dinți așa și spuneți ce aveți de spus, ca apoi să vă gândiți la o altă cale după ce veți părăsi fosta etapă. Vărsătorul, iubirea este foarte în centrul atenției pentru voi. Dar nu e așa ușoară iubirea. Vă atrage cineva, vă cheamă cineva, vă place cineva, este cineva prin preajmă, insistă cineva cu voi. Dar și ce greu se leagă povestea respectivă. Pare să fie o relație, bine să zic imposibilă, dar parcă nu e chiar imposibilă. O relație dificilă, complicată. Există ceva care se interpune în această relație. Poate fi prietenie, poate fi integrarea voastră într-un grup, poate fi, da, sentiment acolo de iubire adevărată. Simțiți chemarea din partea celuilalt, dar există acolo cineva care nu vă lasă. O a treia persoană, distanța, niște diferențe
colosale, diferențe sociale, diferențe financiare, diferențe de vârstă, în ciuda atracției foarte mari. Ziceți, măi, aș risca, m-aș arunca în povestea asta, dar dacă diferențele astea într-o zi o să distrugă tot. Vă e teamă să nu fie iluzie, vă e teamă să nu fie o amăgire, să nu fie un balon de săpun și să vă aruncați înainte, cu capul înainte și mai devreme sau mai târziu să vă dați seama că ați spera mai mult decât veți obține. Uneori spuneți că e prea frumos să fie adevărat. E făt frumos, e Elena cu Suzana, e femeia pe care am visat-o, e bărbatul pe care l-am căutat toată viața, spuneți voi, e perfect. Tocmai de-aia este și atracția foarte mare. Dar ce te faci că există acel impediment? Probabil ca relația asta să funcționeze, să meargă, să pornească, să, mă rog, să se dezvolte, unul dintre cei doi trebuie să facă un mare sacrificiu. Să plece de unde este, să iasă dintr-o relație, să... și nu poate. Ceva îl ține încă legat într-o etapă de viață. Inclusiv voi puteți fi în situația asta. Nu mă pot arunca în iubirea aia că n-am divorțat de fostul. Nu pot să plec din orașul ăsta că el e acolo, că am un job aici. Există ori niște chestiuni de comoditate, de confort care îl ține pe loc pe unul dintre cei doi. Gen, are job, are casă, are copii, are cățel, are purcel și nu poate să le ia de acolo și să le mută în altă direcție, ori, da, poate chiar o altă persoană. Posibil să fie încă implicat într-o poveste care nu s-a dezlegat, mai ales de natură karmică. E aici complicația că iubirea poate exista, inima bate, chemarea e mare, atracția e fantastică, foc, mult foc acolo, pasiune, vi se pare că e perfect, dar poate să rămână deocamdată o poveste frumoasă, că încă mai are Saturn la niște bețe în roate de băgat. Peștii, dacă nu și-ar băga Saturn de la voi din ogradă, coada și în stânga și în dreapta, acolo în minunata lună plină, ar putea fi un moment colosal. Pentru că este o lună plină pe o axă foarte importantă pentru voi, în zona imaginii, carierei, împlinirii, realizării, împlinirii unui vis, a unui scop atins. Poate vedeți scopul ăla la orizont, e așa o lună plină care răsare și wow, ce frumoasă e luna aia plină, ziceți voi. Dar cât de greu ajungeți la ea? Până veți ajunge la împlinirea acelui scop, trebuie să treceți prin tot felul de teste, probe, vămi, plăți, inclusiv karmice, lecții. Și de aia, unii sunteți în situația asta în care să vă puneți întrebarea, merită? Minunat ce se arată acolo. Succesul, realizarea, împlinirea, banii. E un trofeu la capăt. Dar rămâne de văzut cât de puternici sunteți unii să ajungeți la trofeul ăla. Că e calea aia lungă. E o ușă deschisă, da, e drumul greu până la ușa aia. E prăjitura pe o masă, dar e greu să ajungeți la prăjitura aia. E asta e problema. Ce eforturi sunteți dispus să faceți, ce pași veți urma, ce decizii veți lua. Și unii, da, sunteți capabili. Ziceți, măi, e o șansă, mi se pune la încercare răbdarea, ambiția, voința, e o chestiune de voință. Unii nu vă simțiți de stare deocamdată, zice, da, frumos, e interesant trofeul ăla, mi l-aș dori, dar, și imediat l-a spus pe dar în față, în timp ce alții, la fel spuneți, foarte interesant, dar pot, acel dar e de două feluri, dar abandonez, dar fac orice pentru el. Da, e greu, dar fac orice. Da, e greu, dar nu pot să-l ajung. Și e bine că sunt două tipuri de pești. Peștii puternici și peștii care abandonează. Peștii care trec peste bolovan sau peștii care se ascund în fundul apei. Peștii răpitori și peștii leneși. Depinde ce fel de pește sunteți. Ăla care își
ia inima în dinți și trece peste perioada asta delicată, sau cel care se bagă sub pietre și așteaptă să treacă șansa de lângă el. Cam asta este ziua de luna plină, 27 noiembrie. Nu uitați de toate celelalte horoscoape pe care deja vi le-am recomandat și să aveți o zi plină de reușită.